Dacă îl urmăriți pe Nane pe Instagram, sigur ați văzut că periodic tot apare cu o serie de story-uri în care atacă diferite persoane. Doar că cei care l-au supărat cel mai tare dintre toți și pentru care poartă un fel de dușmănie, să zic așa, sunt băieții din spatele label-ului Global Records, pentru care le tot adresează în continuu tot felul de vorbe de fiecare dată când prinde ocazia. Dar de unde a pornit totul, vă întrebați? Dacă stăm să analizăm așa relația lui cu Global, avem festivalul Beach Please, cu toți îl știți, cel mai tare de trap de la noi. Singura ediție la care acesta a participat este prima, cea din 2022, dar la restul care a fost faza. 2023 a fost răcită, a avut laringită și nu a putut participa la cea de-a doua ediție. Iar de aici a început cearta între ei. Acesta a avut o cerință pentru festival să nu se strige pe scenă sau în public, muie Nane. De asta ați și văzut că și la ediția de anul trecut și de anul ăsta, Mgkapa nu a avut voie să lase oamenii sau să zică el așa ceva pe scenă. Nu, nu, nu! Nu jurați pe nimeni, nu jurați pe nimeni, că n-avem voie! Hai să nu jură pe nimeni, hai să cântă melodiile, dacă vă iubiți! După cum ați văzut, Mgkapa a respectat cerința, dar cei din staff nu au băgat de seamă. Cearta a pornit pentru că, după cum vedeți în această poză, dictatorii, cum ar veni, sunt la momentul lui Ian, unde pe lângă când mai erau și prezenți, nu au avut nicio problemă cu faptul că Ian striga muie Nane pe scenă. De aici a dat și în judecată pe aceștia. Acum e sigur că Nane nu cred că va mai cânta vreodată la acest festival, nici momentul său de la prima ediție nu mai există pe canalul lor. Dar cineva tot l-a păstrat și l-a postat pe net, așa că dacă sunteți interesați, încă mai există pe undeva. Iar în prezent, motivul pentru care tot iese pe story e doar de a-și bate joc de aceștia din diferite motive. Și mai ales acum când știm cu toții ce s-a întâmplat și cu piesa Erica Isaac. Și nu doar asta, dar au ieșit și mai mulți oameni pe TikTok să-și expună colaborarea lor cu label-ul. Acum voi ce ziceți despre Nane? Vreau să vă părerea voastră sinceră mai jos în secțiunea de comentarii.